Scuzați să-ți propun ceva. Vreau neapărat să-ți propun să faci o emisiune la muzeul din Arcud și cu oameni din Arcud care mai cunosc cântece vechi, cu grupul Datina, dansuri de la Arcud. Ei au fost pe scenele mari ale țării, au fost la București, au luat premiul întâi la câteva festivaluri. E o zonă unde folclorul, ai putea să găsești folclorul de pe câmpie, cred că dăinui așa cum a fost el acolo. Până mai stăm un pic în șezătoare cu doamna Melania, deși nu avem nimic de tors. Mai facem o dantelă. Eu o provoc pe doamna să vă gândiți la o strofă dintr-un cântec. În câteva minute sau colindă. Colindă nu se spune că vara nu mai e colindă. O strofă dintr-un cântec, până vă gândiți, o întreb pe doamna Melania dacă ea a cântat vreodată. Niciodată. Nici măcar în oglindă în baie. Când a scris cartea doamnei Valeria, nu ați cântat cu ea? Era prima dată când eu cunoșteam folclorul. Pe mine m-a fascinat la Valeria persoana ei. Când mă gândeam că e o fată care a plecat la 15 ani din vârful muntelui, o fată care avea și copii acasă și o familie destul de grea, de întreținut, era mamă de copii, totuși era soție și a reușit să facă ceea ce a făcut, m-a fascinat personalitatea ei și atunci m-a plecat asupra folclorului. Ei, și ai scris și Cununa de pe Someș, nu? Da. Cununa. Și acolo m-au rugat, n-am putut să spun nu și a trebuit să mă documentez. Nu mi-a stricat, m-am documentat, mi-am amintesc la biografia unui miracol, când a scris despre cununa de pe Someș și a venit domnul Botoș la mine, nu exagerez, cu un portbagaj de dosare, de tăieturi din ziare. Domnul și Botoș, cred că are una dintre cele mai bine puse la punct arhive. Nu era puse la punct, erau toate de aval, chiar nu erau. Dar avea tot adunat. Le avea toate adunate și eu ne știu nimic despre cununa, despre dansul românesc, a trebuit să mă documentez. Mi-a prins bine, dar a fost, am scris greu cartea, greu în timp, trebuia să citesc, să văd cum erau pașii aia de dans, eu nici nu știam, habar nu aveam. Au venit americanii luni la noi, să știți, de la New York, 40 de americani și au învățat la Centrul pentru Cultură de pe Someș, două zile au stat, cursuri intensive, este bine că vin străinii spre noi. Da. Eu vreau să dau ceva din casă și să vă spun că doamna Melania apare în foarte multe reviste și eu totdeauna vă aduc revista și îmi spune, nu că nu mai am loc la reviste, nu țineți o arhivă și pentru asta, într-un fel, vă cer, că nu este bine. Da, și eu ți-am spus, ocupă-te tu, ești agentul meu literar de acum încolo, ocupă-te tu de lucrurile care trebuie să rămână. De ce n-a ținut o arhivă, să aveți o arhivă cu tot ce s-a scris despre dumneavoastră? Nici 1% nu am păstrat. Eu nu păstrez, știi că nu păstrez. Ce am pe câteva, într-un folder pe calculator. Da, dar înainte de foldere nu erau folderele, erau ziarele, revistele. Am ceva din Luceafărul, din primele. Mă, știi că întotdeauna, la început așa, te-a pus și la adun și pe urmă, erau prea multe. Unde purtam, eu m-am și mutat cam multișoare în ultimii ani și unde purtam după mine toate. Știi, ca să faci o arhivă, ai nevoie de statornicie undeva să lucrezi, de un spațiu unde să le depozitezi. Sunt scriitori care își adună și tot la o perioadă de timp publică tot ce s-a scris despre ei, este bine sau este rău? Este bine, pentru că altfel ești uitat. E bine să-ți publici cronicile sau chiar dacă nu le publici să le ai undeva, să fie acolo, pentru că timpul nostru e așa cum e limitat pe pământ și trebuie să rămână ceva. E bine că își publică, dar nu-ți dă satisfacția asta, deci nu mai să-ți vezi numele. Cred că satisfacția este atunci când scrii, când faci ficțiunea și scriezi tu lumea ta. Cel puțin pentru mine este depinde așa. Depinde de fiecare, cred că aici. Nu știu. Eu îi admir pe colegii mei, pe fiecare și mă bucur pentru cei care își fac o arhivă. O rugăm pe doamna Lucia să ne cânte, să scape de credeam emoții. Credeam că spui că oroi să se ocupe de arhiva mea. Mă gândeam că am foarte multe cântece care îmi plac și mă gândeam care să-l aleg totuși unul din repertoriu. Cu Bădița. Cu Bădița. Nu vă mai întreb de Bădiță nimic. Nu, că întreb eu destul. Luci, când te măriți, Luci? Cu Cornelia sunt prietenă, suntem și de vârste foarte apropiate și îmi plac mult cântecele ei pentru că sunt cântecele de la noi din zona. Ne desparte numai o pădure pe care ea și eu am bătut-o atât de mult cu piciorul și
și ciurgău. Da. Cuculeșe pe neport, la 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 la. De-ascultă oamenii toți, a la 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 la. De-aș avea pe ne ca tine, măi, a la 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 la. M-ar asculta și pe mine, măi, măi, a la 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 la. Mulțumim, mulțumim! Ai văzut ce talente! Așa, și câtă dulceață în aceste cântece din zona dumneavoastră. La noi pe Someșe sunt cântecele mai repezi, mai, parcă mai de acolo, la de la topor. Cele de învârtite sunt, sunt repezi și abrupte, așa. Mie îmi place foarte mult la doamna Cornelia și am observat și la, acum la doamna Lucia, acea sensibilitate din cântece, acea trăire. Probabil este specifică. Sunt cântece de muncă. Omul mergea singur și cânta pe, pe dealurile noastre. Și ajungea noastre. Undeva la un rezultat sau tot mergea tot. Gătea de cosit, de căpălit. De... Astăzi ce se mai cântă pe acolo? Sau nu mai cântă? Nu mai merg la... Cred se că mai, cântă, mai, mai puțin, mai... mai mult bătrânii merg. Se mai cântă. Și se mai uită la telenovele. Eu mă bucur pentru că pe câteva mame tinere le-am făcut să prețuiască cântecele populare, să prețuiască costumele populare, să îndrăgească jocul popular și obiceiurile populare. Mă bucur enorm că știu acum ce înseamnă un costum autentic, pe care să-l aleagă, pe care să-l îmbrece. Știu să joace, multe au învățat să joace. Și le-am atras chiar în acest grup unde avem nu numai colinde, avem și cântece. Și la diferite evenimente și pe unde suntem invitați, mergem cu cea mai mare neapărat plăcere. Neapărat să facem o emisiune cu grupul, neapărat. Mi-ar face plăcere. Și filmările în muzeu, pentru că avem un muzeu fascinant. Ar trebui să-l vezi, cei care au fost acolo, au fost încântați de ce au văzut acolo. Și locația, școala este într-un loc superb, o biserică în apropiere, a fost o cetate medievală acolo cu biserică și fortificată, probabil, din ceea ce noi mai știm încă de când eram copii, au mai rămas câteva colțuri din zid, acum nu mai sunt, dar așa credem că a fost o cetate fortificată. O să văd acum dacă tinerii o să rămână în sat sau se încet, încet o să-și ia zborul. Îl întreb pe Cătălin, ce vrei tu să te faci când vei fi mai mare? Ce ai vrea? Nu s-o gândit. Nu te-ai gândit încă? Pe ce clasă ești? Pe a doua? A patra? Ce ți-ar plăcea ție? Preot, fermier, polițist? Ce mi-ai spus tine? Polițist. Toți copiii vor polițist, toți băieții. Că vrei pădurar. La doamna învățătoare ai spus că vrei pădurat. Păi tot ca mai ai. Tot așa, ori polițist, ori pădurat, tot cu pușca ești. Patricia, domnișoara Patricia. Eu mi-aș dori mai mult să devin dentistă. Dentist, bun, o meserie bun, cu bani. Bun. Maria, pe lângă cântăreață, ce mai vrei să te faci în viață? Asistentă. Eu știu povestea ei, este o poveste tulburătoare. Am scris în câteva reviste despre Maria și a apărut și în cartea mea, nu știu dacă ați descoperit-o, pe aripa cerului, a apărut povestea ei, un pic romanțată și prelucrată. Este un copil care împreună cu mama și cu fratele au trecut prin multe, dar Dumnezeu i-a dat har și i-a dat talent. Și ea spunea în acel moment că vrea să se facă asistentă pentru a salva oamenii, pentru că ea a trecut printr-o poveste tristă. Să-ți ajute Dumnezeu să ajungi ceea ce îți dorești. Nu plânge, că suntem într-o emisiune în care nu plângem. Iarăși tristețe. Când ne-am întâlnit, bună am plâns, tristețe. Nu mai plângem. Sau bună seara, tristețe, așa se poate numi emisiunea asta, e ceva mai vesel. Maria e o fată frumoasă, mama ei e o fată, că e o fată și mama ei tânără, frumoasă și destoinică și cu putere de a lupta, ceea ce înseamnă foarte mult. Doamna Melania, ce nu